Noi i-am descoperit pe ei pe Facebook. Sunt studenți ai Academiei de Teatru și Arte Plastice din Moldova și împart aceeași pasiune, muzica. Iar împreună formează unul dintre cele mai neobișnuite quintete de la noi. Să vedeți doar cum sună vocile lor împreună. Când îi auzi, ai zice că sunt membrii unei trupe americane precum e Pentatonix. Dar, de fapt, sunt studenți ai Facultății de Muzică de la noi, care s-au aventurat în ceva nou pentru Republica Moldova. После уроков так оставались, играли, пели. И вот я ей говорю, слушай, у меня еще с колледжа есть такая мечта, очень большое желание сделать такой мини-бенд из четырех голосов. Мы собрались нашим составом, мы попробовали, как это звучит, подходят голоса друг к другу, как бы петь в ансамбле – это чуть сложное дело, поэтому такие рабочие моменты проверили. Noi am descoperit pe rețelele de socializare în care apar într-un filmuleț de prezentare, iar prestația lor adună peste 10.000 de vizualizări. Это не взорвало сеть, но как бы да, люди очень оценили, и даже я думаю, наши близкие, родные, друзья, то есть всем очень сильно понравилось. Ансамбль nostru vocal conține 5 membri. Natalia este soprană, vocea cea mai înaltă. Eu sunt alto. Avem un tenor, Dima. Avem încă un tenor paralel care face și beatbox, Mihai, și avem bas, Gavril. Da, noi toți suntem la catedre diferite, dar toți au voci foarte frumoase și deosebite. Da. Mihai s-a pus la pian, a cântat niște acorduri și ca de obicei la noi așa se încep toate proiectele. Noi cântăm, încercăm o voce a doua și am văzut că ceva se strânge foarte frumos și am decis să dezvoltăm asta. Și dintr-o repetiție care o dat la 2 săptămâni s-a transformat într-o repetiție la 1 săptămână și apoi fiecare zi. Împreună au reușit multe, dar cu ideile pe care le mai au, abia urmează să ne surprindă.